Cred că fără România, fără Uniunea Europeană, fără America, președintele Timofti a făcut exact ce trebuia să facă. Plahotniuc era arhicunoscut ca personaj controversat și dubios, care, lăsați-mă să fiu sincer, cred că trebuia să fie de mult partenerul lui Pilat în celulă. Și sunt convins că până la urmă instituțiile statului moldovean vor porni și în direcția lui. Sunteți deci cred că de asta. Meritele nu trebuie căutate prin ce i-a spus Bucureștiul, ce i-a spus Washingtonul și ce i-a spus Bruxelles-ul președintelui Timofti. Președintele Timofti știa foarte bine că desemnarea lui Plahotniuc este un dezastru.